Un bărbat de 40 de ani a decis să-și încheie socotelile cu viața, aruncându-se de la etajul 4 al unui bloc. Motivul principal al sinuciderii ar fi fost o ceartă cu familia sa. Conform știri.fresh24.ro, caz șocant în capitală. Un bărbat de 40 de ani s-a aruncat de la etajul al patrulea al unui bloc după o ceartă cu familia lui. Potrivit surselor, omul ar fi fost beat și drogat. Acesta s-a urcat întâi pe unitatea externă a aerului condiționat și a început să amenințe de acolo că se va arunca. Polițiștii au reușit să îl convingă să intre înapoi în apartament, însă câteva ore mai târziu bărbatul a spart geamul și s-a sinucis. Medicii l-au resuscitat, însă nu a mai putut nimeni să-l salveze. Polițiștii au deschis acum un dosar penal și au sigilat apartamentul pentru a putea continua cercetările, relatează știri.fresh24.ro.